în redacție vorbeam cu colegii mei despre evenimentul de la Arad și mi-am amintit și de cel de la Iași și ne întrebam ce putere și ce trebuie să simtă un om care își dorește să organizeze astfel de evenimente foarte greu adminter de organizat, foarte greu de gestionat. Atunci m-am gândit imediat la Ezăreni, m-am gândit la Agralim și m-am întrebat, oare cel care organizează mai vrea să facă, mai are curajul să meargă mai departe? O să aflăm răspunsul chiar acum. Domnul director, activități intense în cadrul firmei AB Plus Events, multe activități în domeniul agricol. Până la urmă, ce v-a determinat să organizați astfel de evenimente pe domeniul ăsta destul de vast, destul de important pentru orice economie națională? Ce ne-a determinat? Dacă stau să mă gândesc așa retrospectiv în ultimii 20 de ani, pentru că de 20 de ani organizăm astfel de evenimente, de evenimente de mare anvergură, cred că o doză un pic de curiozitate permanentă, de asumare de responsabilitate, o poate așa un pic de nebunie, pentru că a te băgat să faci astfel de evenimente și a-ți asuma, de fapt, răspunderea noastră de evenimente e un lucru un pic amuzant la un moment dat, dar dificil. Dificil de ce? În ce constă dificultatea organizării unui asemenea eveniment? Înțeleg că este greu, nu este ușor, dar în ce constă această dificultate? Păi, dificultatea pentru că lucrez cu foarte mult neprevăzut. Lucrez un an de zile să organizez un astfel de eveniment. E o muncă pe care o faci cu o echipă de oameni, niciodată nu știi care va fi rezultatul, îl preconizezi, îți fixezi un obiectiv, dar este complicat să-l faci pentru că... Cu echipă de oameni, cu instituții cu care trebuie să colaborați? Oameni, lucrez cu instituții, lucrez cu clienți, lucrez cu furnizori, lucrez cu fermieri, evident, care sunt beneficiarii acestui eveniment. Tot acest mix trebuie să-l ții în mână cu mare atenție, pentru că să nu uităm, o expoziție reprezintă de fapt un vârf de lance în care fiecare trebuie să fie imaculat și atunci, în ultima instanță, lucrezi cu orgolii. Și când lucrezi cu orgolii și cu personalități umane diferite, atunci să fii foarte atent. Nu dificultatea tehnică, asta, nu asta este greu, pentru că și asta este un lucru dificil, pentru că trebuie să ne gândim că aici preiei un câmp de 10 hectare pe care trebuie să-l transformi într-o zonă expozițională și asta în câteva zile, pentru că nimeni nu-și imobilizează terenurile foarte mult timp. Și atunci trebuie să întinzi câțiva kilometri de cablu, câțiva kilometri de alei, kilometri de garduri. Sunt lucruri care trebuie să le ai cu în vedere. Cu costurile aferente, trebuie să spunem aferente. Și de asta, că nu e ușor. Cu costurile aferente, cu resursele umane aferente implicate, cu firmele pe care trebuie să le ai într-un angrenaj și aici sunt peste 150 de companii și avem pe această platformă peste 1000 de utilaje care sunt expuse. Nu mai e efortul logistic de a putea să ai managementul descărcărilor, încărcărilor. Dar acestea sunt lucruri care ne-am obișnuit. În 20 de ani de activitate am învățat, avem o echipă foarte bună, antrenată, care fac asta de mult timp. Și suntem mândri că am reușit să facem. Ați organizat și în evenimente pe zootehnie. Mi-amintesc de cel de la Dorna Candreni. Foarte reușit. Personal, îmi pare rău și cred că sunt în asentimentul multor fermieri și nu numai, da? Că n-a mai fost posibil să fie organizat când intenționați să reluați această experiență, să-i spun. Da, a fost pentru noi a fost o dorință foarte mare să organizăm un eveniment mare zootehnic anual. L-am organizat anul trecut, se face la Dorna Candreni. Și a fost un succes. Și a fost un recunoscut succes de toată și lumea. Și rămânem la părerea că zona Candrenilor este cea mai bună zonă pentru o expoziție zootehnică, mai ales pentru animalele de carne, fie discutăm de bovine, fie discutăm de ovine. Nu a fost conjunctura în acest an să mai putem continua și cred că fără un sprijin real din partea autorităților statului nici nu se va putea face. Trebuie să privim cu realism. Crescătorii de animale nu își asumă costul pentru venirea la un eveniment. Ei au costurile potențialul financiar necesar. Și nicăieri nu și la sumă, și nicăieri nu și la sumă decât cei care fac într-adevăr o afacere performantă din zootehnie, în sensul că cumpără și vând animale. Dar asta cred că ar trebui să fie și în interesul statului, a ministerului de resort, a organismelor, a comunităților locale să intervină aici, pentru că se repet în interesul tuturor ca asemenea manifestări să perpetueze. Sunt câteva paliere. În primul rând este palierul național care ar trebui să intervină prin schema de minimis pentru a susține participarea la târgurile naționale a fermierilor din domeniul zootehniei. După aia este palierul regional și local, unde trebuie să intervină administrația, consiliul de țeni și primării, care susține că, de fapt, cum este Suceava, este cea mai bună zonă pentru are cea mai mare șeptel, e cea mai mare efectiv de animale și atunci e important să existe un târg de zootehnie. Lucrurile poate vor continua optimist și poate vom reuși să, și cu siguranță vom reuși să reluăm târgul de zootehnie, care, să nu uităm, a avut anul trecut 12.000 de vizitatori.
Da, cât de important credeți că este participarea, intervenția, participarea Ministerului de Resort, a instituțiilor statului la astfel de evenimente? Spuneați ceva. Aș vrea să continuați pe această idee, pentru că este important să ne audă, să audă și toată lumea să știe că este important și necesar să se intervine pe această zonă. Sunt convins că asta de manifestări care reunesc de fapt tot ceea ce înseamnă fermieri, tot ceea ce înseamnă întreprinderi din zona, din România, din zona noastră, din zona Moldovei, de peste put, spune, din Moldova, nu pot exista și nu pot juca în afara celor care reglementează această piață, care este Ministerul Agriculturii. De aceea Ministerul, așa cum am văzut și la alte târguri internaționale, trebuie să fie prezent cu stand, din punctul meu de vedere, sau cu puncte de informare, cu puncte de discuții, pentru a împărtăși politica și ceea ce dumnealor fac către fermieri, pentru că până la urmă totul se face în slujba și în spiritul fermierilor, pentru ca dumnealor să crească și să producă cât mai multe plusvaloare în fermele dumnealor. Organizați nu numai evenimente dedicate fermierilor, ci și alt gen de manifestări. Practic, sunteți specializați, să spun așa, pe astfel de evenimente, pe diverse domenii. Care mai sunt acele? Da. Totdeauna am fost preocupat de a face lucruri de calitate. Niciodată nu am făcut evenimente decât cu suflet, cu pasiune. Am cerut oamenilor care lucrăm în echipe să pună suflet, să pună un inimă în ceea ce fac. De aceea am reușit să facem evenimente de anvergură și de referință mai multe domenii. Ne mândrim acum cu domeniul arhitecturii, unde suntem lider național pe conferințele de arhitectură și construcții, unde le organizăm cu succes în București, le organizăm în Varșovia, le organizăm în Cracovia, în Budapesta și de anul viitor începe cu Praga. Sunt organizate de dumneavoastră sau în cooperare cu cei de acolo? Sunt organizate de noi 100%, sigur în parteneriat cu Camerele Naționale ale Arhitecților din fiecare țară, dar sunt organizate pentru publicul național din țară, în România pentru români, în polonezi pentru polonezi. Astfel am avut ocazia să intrăm și în contact cu mai multe mentalități, mai multe moduri de acțiune a diversor popoare, vecinii noștri, și am văzut foarte multe și diferențe și bune și rele. Mai organizăm evenimente culturale de anvergură, suntem lideri în organizarea de evenimente pentru universități, pentru partea educațională. Lucrăm, punem suflet, punem pasiune, nu avem clipe libere foarte multe, lucrăm și sâmbătă și duminica și sperăm să, cum să vă spun, să lăsăm totdeauna ușa deschisă pentru viitor. Revenind la evenimentul de la EZRN, a avut ediție în acest an, s-a lansat sau s-a propus înființarea unui cluster, primul pe agricultură în această parte de țară. Credeți că prin înființarea acestui cluster va fi un beneficiu și pentru astfel de evenimente pentru agricultură? Obligatoriu, pentru că acest eveniment de agricultură, Agralimu, nu este neapărat un eveniment comercial în care aceste companii care le vedem aici vin neapărat să vândă și organizatorul să vină și să impună cu forța fermierilor acestea. Nici pe departe. El a devenit un firesc și asta mă bucură foarte mult, că am reușit, iacă după 8 ani, să devină un firesc. Fermierii vin aici și acum vin la noi, făcând o paranteză, avem și un program foarte bine pus la punct. Noi am început din luna februarie consultările cu fermieri în cadrul conferințelor interjudețene de arhitectură, de agricultură. Am continuat cu Arena de la Târgu Frumos de acum 2 luni și iată, Agralimul e finalul de an. Ei, și atunci noi suntem într-o relație permanentă cu fermieri care vin, ne spun, ne aduc, domnule, faceți și asta, mai faceți și asta, îmbunătățiți, cum a fost sectorul zootehnic. A venit la cererea fermierilor. Noi nu am vrut neapărat să facem sectorul zootehnic la Agralim, dar au venit și au spus, nu este nicio problemă, știm că nu există finanțare, dar punem resursele în comun și facem acest sector zootehnic. Și am avut plăcerea, pentru prima dată, și sunt foarte bucuros și mândru de chestiunea asta, ca fermieri mari să vină să pună resursele în comun să facem acest sector zootehnic împreună. De asta vă spun că târgurile s-au intrat în firescul regiunii noastre și fermierii l-au adoptat ca fiind evenimentul lor. Și îl așteaptă an de an de acum. Zice, noi, când e Agralim? Da, așteaptă an de an. Când se organizează? Cine vine? Ce participare? Și tot așa. Și se pare și vă felicit pentru acest lucru, că participarea și a expozanților și a vizitatorilor este din ce în ce mai mare. Ceea ce înseamnă ceva pentru dumneavoastră și pentru zonă până la urmă. Înseamnă o maturitate. Bănuiesc că de acum vă gândiți la următoarele evenimente din 2017, de ce nu și mai încolo? Da, adică vă gândiți, vă conturați deja, vă faceți, mă rog, o idee cam cum, ce și cum veți organiza astfel de evenimente. Da, ne gândim pentru 2016 ce vom face.
Poate că reveniți așa cum ziceați. 2016 va fi cu siguranță un an în care vom organiza un târg de zootehnie, asta cu siguranță va fi. 2017 vom mai fi mișcări și pe partea de Agralim. 2016 va fi și anul în care va funcționa clusterul, de la cluster am și plecat, cu siguranță, va funcționa și clusterul, care va coagula fermierii din regiunea noastră. Și instituțiile. Și instituțiile, bineînțeles, autoritățile publice. Pentru că un cluster obligatoriu trebuie să aibă în componență nu doar ferme și fermieri, exploatații agricole și procesatori, dar și instituțiile statului, cercetare, învățământ și așa mai departe. Da, e acel trifăc cu patru foi care trebuie să existe în cluster. Și sper, adică îl punem pe picioare sigur, pentru că, încă o dată, spune, l-a venit din interior și nu din exterior. El n-a venit ca ceva forțat în care cineva a spus, hai să facem un cluster, ci tot din interior fermierii au spus, este cazul acum să ne coagulăm și să mergem din ce în ce mai profesionist, să comunicăm, să ne creăm piață profesionist, să atacăm piața mult mai bine, să ajungem cu produsele noastre mai aproape de consumator, nu neapărat prin hipermarketuri, să avem poate și o politică de negociere comună cu hipermarketului, să avem o politică comună de aprovizionare, dacă se poate, adică în relația cu furnizorii noștri de importuri și de sămânță. Și toate aceste lucruri care domnule, de fapt, viața fermelor de zi cu zi, trebuie cumva încet încet să facă comun, cât se poate, bineînțeles, că să ne uităm, clusterul păstrează un principiu de bază, principiul concurenței membrilor din interiorul clusterului. Și asta este un principiu al dezvoltării. Domnul director, felicitări pentru tot ce ați făcut, pentru ceea ce intenționați să faceți. Succes mult! Vă mulțumesc, domnul Banu, și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți alături de noi permanent și dumneavoastră și colegilor de în spatele camerelor care totdeauna sunt alături de noi și cred că veniți cu drag la Iași și pentru asta noi vă mulțumim. Așa este, cu drag venim aici în zona aceasta. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări încă o dată! Mulțumesc!